Salutare, oameni frumoși! A venit timpul să mă tun, să merg eu la un barbershop și voi merge în Canada, aici, în Toronto, înainte de a călători în Dakar, pentru că am câteva zile de stat în Rusia, merg la ziua Oxanei, sărbătorim ziua Oxanei și după aceea imediat schimb bagajele și plec în Dakar. Mi-a crescut părul, barba, merg să mă fac frumos. Vedeți cum arată mai târziu un pic un barbershop în Toronto. Am ajuns la frizerie, la barbershop. Haideți să vă arăt cum e. Este în centrul orașului Toronto. Uitați ce se construiește încă. Mai găsesc spații în Toronto. Suntem aici. Acesta este barbershop-ul în stil retro. Observați. Haideți să vedem cum îl face pe Gogu înainte și îl vedeți după și în timpul ce mă face. Așa arată frizeria. Ne-a pus lângă o sobă. Așteptăm. În spate acolo îl acoperă cu un prosop, cu abur. Băieții, am înțeles că sunt super tari, super meseriași. Uitați, aici au 5 din 5 recenzii. Din 571 de recenzii, 5 din 5. Să vedem. M-a așezat pe scaun Sam, îl cheamă. Say hello from Romanian. Hello, how are you? Sam este de origine din Irak și a lucrat mult timp pentru cineva, acum și-a deschis frizeria lui. Lucrează împreună cu fiul lui și mai are câțiva angajați, după cum vedeți. Se mișcă bine băiatul, da? E meseriaș, dar cam scumpuț, mi se pare, pentru mine. Nu știu, pentru altcineva poate e ok, dar pentru mine cam scumpuț. Acum Sam ne va vorbi și în limba irachiană. Ia să vedeți. تمام اینکه جواز امی ما دازد می کپی مانده Thank you.
super. Thank you. Asta a fost barbershop-ul din Toronto. Uitați cum m-a făcut. M-a făcut generică. Mă duc la ziua Oxanei în Rusia. Eu găsisem în cartier acolo unde locuim cu $35. Nepotul meu, Tony, zice: nu, mă, nu te duce la ăla, mă. Și m-a dus la cea mai tare frizerie, cel mai tare barbershop din Canada. Vă mărturisesc că asta este cea mai scumpă din viața mea frizerie. Dar nepotul zice: lasă-mă, unchiule, mă, că ai venit musafir și să te fac frumos, generică. Bine, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la barbershop. Să fiți sănătoși, vă pup, Doamne ajută!